Bună seara! Am revenit, suntem în direct din studioul 2 al televiziunii Moldova 1. Rămânem în continuare interactivi, suntem în direct și pe pagina noastră de Facebook, așa că le puteți trimite mesaje, dacă ele vor fi decente, o să le proiectăm pe ecran. Încercăm în această seară să luăm pulsul politic al țării. Aici, în studioul emisiunii Bună Seara, sunt cei care sunt la timona statului. De la stânga la dreapta, domnul Vasile Borea, secretarul fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Bună seara! Bună seara! Domnul Dumitru Diacov, președintele fracțiunii Partidul Democrat din Moldova. Bună seara! Domnul Igor Grosu, președintele fracțiunii PAS. Bună seara! Bună seara! Domnul Vasile Năstase, fracțiunea Platforma DA. Bună seara! Bună seara! Și doamna Marina Tauber, secretara fracțiunii Partidul Șor. Bună seara! Începe un sezon politic foarte fierbinte în Republica Moldova. Haideți de la stânga la dreapta o intrare în temă. Care va fi prima inițiativă a formațiunii dumneavoastră în Parlament? Vă rog. Primele inițiative, ele deja au fost înregistrate în Parlament. Per general, avem o activitate, să-i spunem așa, foarte largă. Avem în cadrul fracțiunii mai multe echipe care lucrează la diferite proiecte, începând de la proiecte sociale, proiecte de ordin juridic, proiecte de ordin economic, pe unele legate de politică, da, externă sau politică în domeniu, adică politica statului în domeniu intern. Și toate aceste proiecte, unele deja au fost înregistrate, altele spre ultima sută de metri în discuțiile în cadrul fracțiunii. Prioritar, domnule Bolea? Prioritar vor fi proiectele sociale, în primul rând. Noi niciodată n-am ascuns acest lucru și aceste proiecte de ordin social vor fi în domeniul pensiilor, da, că mai avem încă unele probleme la acest capitol. Avem o parte din cetățeni care, pensionari, care au ieșit la pensie până în 1999 și ei beneficiază de alocații, da, pensii din partea statului mai mici, da, și în acest sens trebuie să facem un echilibru și o echitate socială. Referitor la ridicarea salariilor în diferite domenii, la bugetari, pe diferite capitole. Veți înregistra sau ați înregistrat o... Și nu numai. Avem și unele proiecte interesante în domeniul justiției. Deci, eu cred că pe parcursul emisiunii vom vorbi la acest capitol. Am înțeles. Domnule Diacov. Da. Bună seara. Sigur că noi ne-am făcut o listă de priorități pentru fracțiunea Partidului Democrat. Priorități asupra căruia se va concentra atenția fracțiunii noastre în Parlament. Și dacă se enumăr, ar fi cam 5 direcții de activitate. Problemele economice, probleme sociale, reforma în justiție și lupta cu corupția, integrarea europeană și realizarea angajamentelor care și le-a asumat Republica Moldova la momentul aderării în Uniunea Europeană și problemele legate de situația în Transnistria. Acum, ca să rezolvăm problemele salariilor și pensiilor despre care vorbesc absolut toată lumea, trebuie să asigurăm creștere economică. Și fracțiunea noastră a înregistrat deja câteva proiecte în această direcție. La una din discuții cu domnul prim-ministru și cu doamna președinte a Parlamentului, am cerut ca guvernul săptămâna viitoare să vină cu lista de proiecte, fiindcă guvernul este principala instituție în stat care trebuie să propună Parlamentului proiecte de legi, fiindcă Parlamentul trebuie să asigure activitatea guvernului. Și din punctul ăsta de vedere, așteptăm din partea guvernului lista de priorități care o vede el și după aceea fracțiunea se va încadra ca să intervină cu... O să vă chem săptămâna viitoare să văd ce v-a spus guvernul și ce ați selectat dumneavoastră. Exact. Este important. În primul rând, noi nu trebuie să ne dublăm. Într-a doilea rând, noi trebuie să vedem dacă guvernul nu a luat în considerație careva idei, propuneri, situații concrete din economia națională, atunci fracțiunea trebuie să vină cu proiecte care ar asigura această creștere economică. Bine. Domnule Grosu, poate mai concret, care ar fi prima inițiativă a dumneavoastră? Bună seara! Inițiativele noastre o să țină de
compensarea acelor scumpiri cu care s-a început anul 2020. Scumpiri la transportul interurban, scumpiri la combustibil și tot ce derivă în lanț de la aceste scumpiri, și asta bate în primul rând în cei mai săraci, în pensionari, în studenți, în păturile sociale vulnerabile. Deci noi vom veni cu inițiative care să vină să compenseze aceste lovituri pe buzunarul, în buzunarul oamenilor. Doi, medicamentele scumpe, care nu sunt scumpi de aceea că noi primim bani mai mulți în formă de salariu. Pentru că și în Ucraina, și în România, cu toții știm, ajungem la situații când trebuie să cumpărăm pentru părinții noștri medicamente de acolo, că sunt mai ieftine. Ele sunt mai scumpe la noi pentru că există o portiță, există o mafie a medicamentului care le permite să majoreze prețurile. Și trei, să țină prețurile mari. Și trei, o lege foarte importantă care va pune capăt, foarte mult sper eu, la privatizarea obiectelor strategice. Așa cum s-a întâmplat cu aeroportul, deci noi vrem o lege prin care nici Giurgiulești, portul Giurgiulești, nici rețelele electrice strategice ale țării, nici metal feros, nici MOL Telecom să nu poată ajunge pe mâna unor excroci de unde n-ar fi, din Bahamas, din offshore-uri și așa mai departe, fără ca statul să cunoască și să dea acordul. Deci asta se întâmplă acum, ceea ce vedem noi cu aeroportul. O să încercăm să discutăm în această seară. Câteva priorități. Domnule Anastase, l-a așteptat pe domnul Slusar, nu că nu ne-a convenit dumneavoastră, dar am înțeles că are o altă obligațiune la o altă televiziune. Vă rog. Da, pe ultima sută de metri a fost delegat din partea domnului Alexandru Slusar, care este președintele fracțiunii noastre. Aici avem un document pe care dânsul, în calitate de președinte, l-a înaintat deja biroului permanent. Și aici sunt câteva dintre inițiativele legislative pe care le vom propune la începutul acestei sesiuni. Nu sunt toate, pentru că sesiunea va dura mai mult. Acestea sunt pentru primele ședințe. În primul rând este vorba despre faptul că intenționăm să invităm în Parlamentul Republicii Moldova pe Procurorul General, care să ne spună cum stau lucrurile în ceea ce privește situația de la Aeroportul Internațional Chișinău, ceea ce privește furtul miliardului, finanțările ilegale din străinătate ale unor partide politice. De asemenea, vrem să vedem cum au fost privatizate cele trei, sau cum, mai bine zis, cum au fost vândute activele celor trei bănci după ce s-a furat miliardele. Vrem să vedem cum au fost privatizat Tutun, CTC și cum au fost concesionate gările auto din Republica Moldova. Acestea sunt niște lucruri care țin nu de procesul legislativ, ci de invitarea procurorului și a afla în care este starea de lucru în acest domeniu. În afară de aceasta avem legi foarte serioase. M-aș referi aici la legea Magnitsky, care ține de spălarea de bani, și avem o anexă 3 în care vor fi primele nume. Ne referim la torționare din stânga Nistrului și acești torționari vor fi incluși în lista Magnitsky în baza unor hotărâri CEDO, pentru faptul că au răpit oameni, că au întemnițat oameni în stânga Nistru și așa mai departe, iar cei din Republica Moldova vor fi incluși în lista de bază, lista Magnitsky, care a fost adoptată, după cum se știe, în Statele Unite ale Americii. Lucrăm acum, am înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova, împreună cu colegul meu, Dinu Plângău, și cu alți deputați, un proiect de hotărâre al Parlamentului care prevede, se referă la o declarație cu privire la încetarea dosarelor politice ale oamenilor care au avut de suferit în perioada regimului oligarhic, și iată că și acum mai sunt târâți prin instanțele de judecată. Vom discuta și cu colegii noștri din celelalte fracțiuni. Mă bucur că și cei de la PSRM au susținut această inițiativă la Strasburg, acolo unde s-a desfășurat până astăzi ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei. Și această inițiativă noastră a fost susținută și de alți deputați din Germania, Italia, din alte țări europene. De asemenea, vom veni cu un proiect de lege privind moratoriul asupra întoarcerii de către cetățeni a miliardului furat. Știți că noi am propus acest lucru la sfârșitul acestei toamne. Din păcate nu a trecut, dar vom insista, vom persista pe acest lucru, pentru că nu cetățenii trebuie să întoarcă banii furați, ci cei care i-au furat, în primul și în primul rând. De asemenea, ne gândim la businessul mic și mijlociu, pentru că avem nevoie, într-adevăr, de o dezvoltare a economiei, iar motorul economiei, bineînțeles că este businessul mic și mijlociu în Republica Moldova, și cerem un moratoriu asupra... Mulțumesc. Eu termin aici. Un moratoriu asupra controalelor
care se fac din ce în ce mai acid în raport cu acești oameni care aduc bani în bugetul țării. Am înțeles, o să discutăm la bani mărunți aceste lucruri pe care le-ați enunțat și altele care au fost enunțate de către colegii dumneavoastră. Marina Tauber, sigur îl așteptam pe Ilan Șor, sigur că nu a reușit să ajungă. Eu astăzi dar ne bucurăm și de prezența dumneavoastră. Am onoarea să-l reprezint pe președintele nostru al fracțiunii Partidului Șor în Parlament, liderul nostru, domnul Ilan Șor, și vă mulțumesc foarte mult din numele dumnealui pentru această invitație. Totodată aș vrea să-i mulțumesc tuturor spectatorilor și telespectatorilor pentru atenție. Sperăm că astăzi discuția noastră o să fie una constructivă și foarte interesantă. Ceea ce ține de prioritățile fracțiunii noastre, aș vrea să spun că noi vom continua realizarea programului nostru care a fost discutat cu toți cetățenii în timpul campaniei electorale parlamentare. Desigur că suntem foarte responsabili și tot ceea ce ține de campanie electorală locală. La ziua de astăzi deja am început să le implementăm mai multe proiecte în 43 de primării, unde avem reprezentanții noștri ca primari, dar și Consiliul Raional Orhei. Dacă o să vorbim despre inițiativele legislative, trebuie să recunosc și poate emisiunea de astăzi o să mă ajute cumva, că au fost mai multe inițiative legislative deja înregistrate de fracțiunea noastră, mai ales în domeniul justiției, pentru că părerea liderului nostru, domnul Ilan Șor, și fracțiunii noastre întregi, că totul ce se face la momentul actual în justiție sunt, din păcate, vorbe în van. Noi trebuie să lansăm astfel de inițiative ca tribunale cu jurați, când oamenii simpli o să aibă posibilitatea să ia decizii judecătorești, ori în genere să influențeze mai multe decizii importante în stat. Deci acest pas tot ar însemna luptă cu corupția și reforme în justiție adevărate. Totodată, din partea fracțiunii noastre, au fost propuse astfel de inițiative ca anularea imunității pentru toți deputați. Trebuie să recunosc că doar Partidul Democrat a fost activ în semnarea acestei inițiative. Ceea ce ține de răspundere penală pentru promisiunile date în campanie electorală, din păcate nu a fost avizat de guvern, dar și procuror general care trebuie să fie ales de popor. Inițiativa aceasta nu a fost foarte populară în rândurile colegilor noștri. Okay. De aia, din numele tuturor celor care ne-au susținut, desigur că vom continua și toate inițiativele noastre sociale. Aș vrea să mă adresez la colegi din Parlament, la toți reprezentanți, pentru că din partea noastră, noi, așa cum am promis, fiind în opoziție, noi întotdeauna am fost activi să le susținem și să votăm pentru toate inițiativele benefice pentru oameni. Sperăm și anul acesta, când vom înainta și când vom înregistra primele noastre inițiative ca statutul special al orașului Tăraclie, dar și strategia națională privind reîntoarcerea concetățenilor în țară, o să ne susțineți ca și multe alte inițiative sociale. Eu vă mulțumesc și aici la sfârșit programul obligatoriu. Mai departe puteți dialoga liber, să vă întrerupeți, să vă dați replici discrete și la sfârșit o să acordăm câte un minut pentru a face o adresare sau a concluziona. Cu cine veți vota? Știm că în Republica Moldova nicio formațiune nu are o majoritate ca să treacă o lege. Am asistat la un concubinaj politic între PSRM și PD. Va continua? Președintele țării a anunțat astăzi puțin altceva. Ce părere aveți? Pe mine mă întrebați. Pe toată lumea. Concubinii întrebați, vă rog. Să înceapă concubinii după am vorbit de concubinaj politic doar. Nu, lasă să spunem foști concubini. Care, de ce nu s-a realizat acea coaliție? Știți, în Moldova viața politică e dinamică, așa a fost în acele două sesiuni.
Sigur că dacă ne întrebați pe noi, noi ne-am fi dorit ca socialiștii și acum să continue guvernarea. Ei s-au înfermetat la început. Care a fost interesul dumneavoastră ca ei să continue? Ei au anunțat această coaliție și noi, eu personal, de la tribuna Parlamentului, le-am spus în câteva rânduri că, stimați prieteni, nu vorbiți de lege anticipate, nu vorbiți de ceartă și nu vă certați chiar, dar continuați guvernarea. Nu s-a primit. Atunci, ce trebuie să facă Partidul Democrat? Să protesteze, să poarte ca o fată mare, mă iertați de expresie, și să împingem țara la lege anticipate? Actualul Parlament lucrează sau lucra la momentul respectiv câteva luni de zile. 6-7 luni de zile. Întrebați orice om din acest studio și din afara lui că ei doresc ca noi să avem în fiecare an alegeri parlamentare. Ce înseamnă? Alegeri parlamentare? Asta înseamnă cel puțin jumate de an, 7-8 luni de zile, nu lucrează nimeni în țară. Deci Partidul Democrat și-a asumat această răspundere. Am spus, poftim, înaintați un guvern tehnic, noi suntem gata să-l votăm. Suntem gata să-l votăm, să dăm posibilitatea ca în Republica Moldova... Decât, chiar este un guvern tehnic, nu, tehnocrat? Bun, asta o să vedem pe parcurs. Dar de la început așa a fost anunțat. Și noi am spus că da, noi vom vota inițiativele bune, inițiativele economice, asigurarea creșterii economice, fiindcă toți, ia uitați-vă, și partidele de dreapta vorbesc, numai de pensii, salarii și mai departe. Populism. Dar este o temă importantă pentru alegători, pentru oameni. Dar ca să ai pensii și salarii, ce trebuie să faci? Trebuie să asiguri creștere economică, să lucreze, să funcționeze economia națională, să creăm condiții pentru business-ul intern, să asigurăm mai multe venituri la buget. Sunt foarte vechi în această profesie și lucrurile acestea le aud cam de vreo 30 de ani. Nu, și sunt aceleași, să știți. Dar mai ascultați că avem nevoie și dumneavoastră vreți salarii mari. Sper să mai am răbdare încă vreo 30. De atâta, dacă ați spus această întrebare, noi vom sprijini guvernul atâta timp cât el va munci pentru binele țării. Dacă vom vedea acest lucru, vom spune... Unde veți vedea dumneavoastră limita asta, când e pentru binele țării și când... Dumneavoastră o să auziți primii. Chestia asta o să fie public spus în Parlament. Dar sperăm că guvernul o să lucreze și noi trebuie să recunoaștem că avem o coaliție pe DPSRM. Deja că e tehnic, tehnocrat, asta e fardul. Asta e fard. Noi cel puțin am fost corecți atunci când am creat... Dar voi cine asta? Am fost corecți, am semnat și un acord. Trebuie să punctual la cine vorbim, nu spuneți voi. Sunteți la guvernare, ba nu sunteți. Păi e bine când ai acces la posturi, da, la mașini de lux și la funcții înalte. Tot așa trebuie să fie responsabilitatea atunci când să măresc prețurile și chiar dacă sunteți la guvernare, trebuie să ieșiți și să spuneți, oameni buni, da, n-am putut gestiona situația. Când o să fim la guvernare, noi o să vă anunțăm. Sunteți deja la guvernare, cu miniștri, cu fracțiuni, de ce nobles oblige să spuneți alegătorilor dumneavoastră și dumneavoastră, purtați responsabilitatea, aveți o palitră întreagă de consilieri prezidențiali care au trecut la PSRM și după aia în guvern. Deci e bine să fim curajoși să spunem, da, sunteți la guvernare. Pe cât timp? O să vedem. Eu nu cred că o să fie tare mult timp, pentru că nimic nu-i veșnic în politica Moldavă. O să vă anunțăm și pe dumneavoastră. Da, domnule, anunțați-vă, rog. Într-adevăr, am spus de acord că nimic nu-i veșnic, nu numai în politică, dar în general în lume. Vorbind despre concubinaje, aceste ping-ponguri, iar mi-am amintit de renumita love story pe care a vorbit-o domnul Diacov în Parlament ceva timp în urmă. Dar cetățenii trebuie să atragă inclusiv la, nu ceea ce spun politicienii, dar ceea ce fac. De acord. La sfârșitul sesiunii trecute, 80% din proiecte venite sau de la guvern sau din partea deputaților au fost votate unanim. Asta ce au făcut deputații? Au ridicat mâna. Care este coaliția? Coaliția eu nu văd și v-am să vă explic de ce. Inclusiv din punct de vedere juridic. Noi avem acum 5 fracțiuni în Parlament și avem un guvern, bine, minoritar, susținut de o parte din Parlament, s-a găsit acea majoritate pentru a investi guvernul. Mai departe, pentru proiectele de legi care vor veni, se va discuta inclusiv cu toți în Parlament, se va
a apelat la rațiunea, da, deputaților pentru a susține o inițiativă sau alta. Că, de fapt, dacă să vorbim din punct de vedere a legii, regulamentul Parlamentului spune în felul următor, că orice fracțiune trebuie, sau o majoritate parlamentară trebuie să fie anunțată. Așa-i? Și fix așa, fracțiunile care sunt în opoziție sau se declară în opoziție, trebuie să o anunță public. Eu în Parlament am auzit doar două fracțiuni care din start, la începutul legislativ, l-au anunțat că sunt în opoziție. Este vorba de Partidul Șor, dacă nu greșesc, este vorba de Partidul Democrat. Ok, s-a schimbat configurația. Voi de ce n-ați anunțat? Guvernare, vreți să spuneți voi de ce? Nu. Adică, rog, dumneavoastră de ce n-ați anunțat că sunteți în opoziție? Da, asta nu-i clar. Deci, nu e clar. Veniți... Voi sunteți în coaliție, păi... cu PD-ul, deci lumea eu educată, de asta, citești presa. Eu de asta spun, că presa, cetățenii trebuie să atragă atenție nu la ce spun. Nu spuneți, doamnă, că noi suntem la guvernare. Vă rog frumos, este guvernul Dodon. Colegii și politicienii, dar la ce ce fac? Nu mințiți oamenii. Ei se comportă de parcă sunt în opoziție. În același timp vin în Parlament. 80% unanim se susțin proiectele de legi care vin din partea guvernului și după ce sunt susținute iarăși se face un pas în urmă și spune nu, noi de fapt suntem în opoziție. Atunci care opoziție să spuneți că noi contribuim la proiectele astea, colegă. Lăsați. Da, noi suntem mașină de vot. Nu, noi bă, contribuim. Da, dacă democrații contribuie, dumneavoastră contribuiți, de ce spuneți că nu, domnul cineva... De fapt, nu contribuie, da. Dar în guvernare, dar cineva doar contribuie. Nu, dar haideți că ajungem la absurd. Este înțelegeți? Un guvern. Guvernul Chicu, investit de Dodon. Da, votat de PD, PSRM. Deci, ce vorbim și noi, prostiți oamenii? Și sunt trei partide în opoziție. Dumneavoastră care spuneți că bună ziua. Sunteți în opoziție. Domnul moderator, noi pierdem bun. Timpul sau haideți să trecem la probleme serioase. Sau cei prezenți în studiu, cum comentează declarația președintelui țării că trebuie să vă pregătiți că în trei luni să fiți gata că veți fi la guvernare. Este o provocare, ce e asta? Deci, haideți, eu cred că, bine, nu stabilim noi invitații cum trebuie să decurgă emisiunea, dar eu aș, din ceea ce ați întrebat, întrebarea precedentă, mi s-a părut mai rațională cea legată de cum o să faceți ca să treacă proiectele de lege, pentru că nicio fracțiune nu are majoritate în Parlament. Și trebuie înțelegere acolo. Și mi se pare aici. Eu cred că chestia aceasta cu coalițiile, cu nu știu ce, cu... concubinaj și toate lucrurile astea trebuie depășite pentru că lumea înțelege foarte bine ce se întâmplă și nu acum că o să zic cineva că platforma DA sau PAS sau ăștia de la Șor sunt la putere, mi se pare o chestie absolut trunchiată și neadevărată. Eu cred că misiunea unui parlament și a fiecărui parlamentar este să-și promoveze un proiect de lege. Iată, eu pot să dau exemplu cu această hotărâre de Parlament pe care o promovez, care am înregistrat-o acolo și în acest sens discut și cu oameni de la Partidul Democrat și cu oameni de la Partidul Socialiștilor, pentru că altfel degeaba muncești, iar dar faptul că degeaba muncești, asta e altceva. Aceste legi sunt necesare societății, sunt necesare oamenilor care au de suferit, dacă vorbim la această lege. Dacă ne referim la altele, de exemplu, colegii noștri au susținut inițiativa lui Alexandru Slusar și Igor Munteanu când 100% din impozitele din impozitele persoanelor fizice rămân în localități. Deci o inițiativă foarte bună, indiferent de unde venea ea, de la oricare partid, avea să fie susținută. Și atât în felul acesta 600 de milioane de lei au rămas în aceste primării și în aceste localități pentru dezvoltarea lor, pentru ca oamenii de acolo să simtă mai bine. Deci faptul că sunt asigurați cu anumite finanțe. Și mie mi se pare că da, și în ceea ce privește comisia noastră, comisia Educație, Cultură, ea e lungă, are 6 titluri, cercetare, tineret, sport mass și mass media. E foarte lungă și sunt domenii extrem de importante. Mie mi se pare că probabil că sunt foarte, foarte multe și numai pe fiecare domeniu, dacă îl iei, este foarte complicat să te descurci. Noi și sportul, păi, așa că am înglodat și în mass media de exemplu trebuie să facem ordine. Nu mai vorbim de cultură, ce se întâmplă acum și la teatru de operă și balet și în alte instituții de teatru. Deci, noi la comisie am votat, am promovat chiar ieri sau alaltă ieri câteva proiecte venite de la socialiști sau câteva care au venit de la Partidul Democrat. Ei, la rândul nostru, au susținut proiectele pe care le-am propus noi și care sunt bune. Dacă nu sunt bune, trebuie să le argumentăm. Deci, mie mi se pare că pur și simplu a spune
nu că ăsta e din opoziție sau că ăsta e de acolo, nu este corect. Asta și este, de fapt, misiunea unui for parlamentar, ca oamenii să vină, să discute, să analizeze și tot ce este bun să ofere societății. În teorie este așa, dar în practică se întâmplă așa? No, avem noi cultura asta politică și se întâmplă aceste lucruri? Poate înainte de a vorbi și doamna Tauber, ceea ce a spus domnul Stas, de fapt, denotă un singur lucru. Că nu este în Parlament nici opoziție, nici guvernare. Totul se discută. Dar Parlament împreună. Este? Parlament este, evident. Dar nu-i colcos, e Parlament. Evident. Este Parlament. Dar că, în mod normal, un Parlament orice, trebuie să aibă... Orice inițiativă bună, ea este susținută. Orice inițiativă care are careva, eu știu, întrebări de ordin juridic sau, eu știu, de oportunitate, de asemenea, trebuie să fie discutată și trebuie să se găsească un consens. Parlament. Asta ce am vrut să spun. Dar am auzit replica dumneavoastră, era eu pe pământ, iată că Eldorado este în centru capitalei, în centru Chișinăului și noi, cetățenii Republicii Moldova, nu știam acest lucru. Marina Tauber, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, eu mă mândresc și noi, toți colegi din fracțiunea, ne mândrim cu poziția președintelui nostru, Ilan Mironovici, cu care noi am ieșit... Lăsați cântecul ăsta deoparte, deja l-am mai auzit, e vechi. Spuneți foarte concret. Știți, eu cred că e bine de repetat acest lucru, pentru că noi, într-adevăr, ne mândrim cu poziția dumnealui, care, spre deosebire de alții, nu s-a schimbat, începând cu luna martie, când noi, pentru prima dată, am intrat în Parlamentul Republicii Moldova și ne-am declarat ca partid de opoziție. Iată și colegul domnul Bolea a confirmat acest lucru. Lăsați-mă să vă dau o replică. Dacă rămânea în țară, s-ar putea că poziția lui să fie schimbat, totuși. Eu... Din păcate, ori din fericire, nu știu, pentru dumneavoastră, o să vă răspund așa cum am răspuns de mai multe ori la această întrebare, că eu nu pot să confirm că dumnealui nu este în țară. Așa că să continuăm și acest cânticul nu are niciun sens. Pentru că o să vă dau mai multe argumente că dumneavoastră nu aveți dreptate. Dar nu cred că asta este totuși tema emisiunii de astăzi. Este de-a dreptul surprinzător să aud acest lucru, dar dacă dumneavoastră spuneți, vă cred pe cuvânt. Nu vă supărați, de mai multe ori am dat răspuns și comentariu la această temă, la această întrebare colegilor dumneavoastră, reprezentanților mass media. Și continuând totuși discuția despre activitatea noastră și a colegilor în Parlament, dar noi suntem în opoziție, totodată, așa cum au spus de fapt și colegi, noi am votat de mai multe ori și cu Partidul Socialiștilor și cu Partidul Democraților și cu reprezentanții blocului acum, ceea ce ține de inițiativele legislative benefice pentru oameni. Și așa vom continua. Noi din start ne-am declarat că o să fim în opoziție constructivă și probabil doar noi până acum am mers totuși pe promisiunea noastră și în acest sens. Totodată aș vrea să declar din numele fracțiunii că noi suntem deschiși pentru dialog cu fiecare fracțiune și cu toți deputați, dacă o să vedem că acest lucru iarăși o să aducă bonusuri. Dar sunteți deschiși și pentru a intra la guvernare sau nu? Eu încă o dată o să vă spun decizia noastră actuală, că noi suntem deschiși la orice dialog cu orice partid și fracțiune, tot domnule ce Bolea, o să însemnați aducă... acolo undeva, formațiunea Șor este gata să guverneze începând... Ați spus că sunteți eu cred Facebook, că dumneavoastră acum că un pic ați întors gândul meu. Încă o dată vreau să spun că tot ce ține de beneficiile pentru cetățeni, pentru oameni care ne-au ales și ne-au susținut, dacă noi o să vedem că o coaliție, ori o cooperare va aduce Republica Moldova pe calea mai bună decât acum. Desigur că o să discutăm acest lucru în cadrul Consiliului Național Politic și cu toți colegi și vom lua decizia respectivă. Eu cred că noi toți, în primul rând, trebuie să nu uităm că am venit în Parlament nu doar să stăm în aceste fotolii, dar să realizăm programele noastre. Și când noi toți vedem, eu nu vreau acum să repet despre inițiativele sociale, economice, de infrastructură, reîntoarcerea concetățenilor în țară și luptă cu corupție, ceea ce noi am demonstrat în municipiul Orhei, în raionul Orhei, în cele primării unde sunt primarii
noștri. Noi trebuie să dăm răspunsul acesta concetățenilor noștri. Dacă noi vedem că nu putem să votăm inițiativele pozitive pentru oameni, înseamnă că trebuie să luăm anumite decizii. Eu cred că e destul de logic și trebuie să fim consecvenți. Vorbim cu limbaj tenisist, doar am întors o dreaptă bună. Vă rog, domnule. Eu, și pe urmă, dacă se revin la întrebarea dumneavoastră, ce a avut în vedere președintele după vizita din Bruxelles? Eu am citit mesajul lui foarte... Strasburg. Parc Strasburg. Nu contează. Din locul Europei. Uniunea Europeană. Eu mesajul lui l-am citit în felul următor. Republica Moldova în 2020 este o țară izolată. Nu are relații bune nici cu Bucureștiul, nici cu Kiev. Nu are relații bune nici cu... Schimbare o relație bună cu Rusia. Numai cu Rusia, cu Uniunea Europeană, nici cu Statele Unite. Deci finanțarea, din păcate, grație acestui guvern, s-a oprit. De ce? Funcția, spre exemplu, a noastră, misiunea PAS-ului, este de a nu lăsa oamenii să sufere de pe urma acestei izolări. Pentru că este o politică iresponsabilă. Dacă prim-ministru își permite să... indirect sau direct să apostrofeze guvernul Germaniei sau președintele Iohannis. Mă rog, e treaba lui, dar el trebuie să gândească că reprezintă o țară. Motiv pentru care nouă partidelor de opoziție, cel puțin PAS-ului, revine funcția de a face lobby și la Bruxelles și în alte capitale și la București și de a spune: domnule, stimați parteneri, haideți vă rog să ajutați direct localitățile noastre, pentru că președinții de parlamente, de guverne vin și se duc. Dar proiectele trebuie să ajungă direct la oameni. Noi avem o gravă problemă cu gunoiștri, deci cu stațiile de epurare. Deci banii europeni trebuie să ajungă direct la oameni, nu prin guvern, pentru că dacă merg prin guvern se uită la culoarea ochilor. De ce este important lucrul ăsta suplimentar? Pentru că, din păcate, noi am spus între prima și a doua lectură, când am votat legea bugetului, l-am întrebat pe domnul Pușcuță: domn Pușcuță, deficitul cel mare bugetar de 7 miliarde, am găsit o cifră de 884 de milioane de lei, care erau economiile, soldurile primăriilor, pe care nu le-au cheltuit în 2019. Și l-am întrebat: dumneavoastră aveți de gând să le luați oamenilor primăriilor banii ăștia? A zis nu. Ei, am zis să așteptăm 2020. În 2020 ne-am convins. Economiile primăriilor au fost luate. Deci economii făcute pe seama grădiniților, pe seama școlilor, instituțiilor sociale și așa mai departe. Deci domnul Dodon a recunoscut într-un fel că noi suntem izolați. Din păcate, economia despre care vorbește domnul Deacov e bine să existe, dar ea nu este un motor care îl pornește așa în trompă, dar sunt niște procese care trebuie să dureze, ca ei să livreze, nu trebuie să-i chinui pe businessmani cu controle și așa mai departe, care acum s-au întețit. Deci asta, despre asta probabil vorbește domnul președinte și caută indulgență, caută cumva să dreagă cu busuioc relațiile cu vecinii. Ei, eu sunt sceptic, pentru că dacă 4 ani de zile n-a putut să obțină o vizită la București și una la Kiev... Haideți să le dăm voi oponenților să-și dea replica. Suntem o țară izolată sau nu? Nu, astea sunt niște brașave spuse niște visuri, coșmaruri pe care le-au visat colegii. La drept vorbind, nu este vorba de niciun fel de izolare. Președintele a fost la Strasburg, au fost în alte capitale și nu numai europene, dar și în alte părți. Acea politică externă... Totuși, pentru corectitudine, trebuie să spunem că niște semnale s-au transmis foarte clar. Că nu vom da banii, că vom urmări cum îi cheltuiți. Deci semnale totuși au fost transmise. Despre asta să vă spun eu. Da, despre asta... Recunoașteți totuși că sunteți la guvernare cum în cazul se cheltuie dacă... banul, eu prefer să vorbească pe ministrul finanțelor sau ministrul economiei. Cert este faptul că noi nu putem vorbi despre această izolare. În primul rând, să fi fost izolare, nu era să fie primit la nivel înalt nici președintele, nici premierul, nici speakerul parlamentului. Discuții și diferite invitații sunt primite și acest dialog există. Inclusiv acel dialog parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, care săptămâna aceasta a avut loc în cinta Ministerului Justiției.
unde după aceasta a fost și un briefing, dacă vreți, sau un mesaj comun venit din partea ambasadorului Statelor Unite și ministrul Justiției. S-au discutat niște lucruri concrete la care partea americană este gata să susțină eforturile Republicii Moldova. Dacă este vorba de relația cu vecinii, nu uitați că ceva recent a avut loc scrutinii prezidențiale în România, bine, ce 2 ani de zile, în toamna aceasta, a doilea mandat domnului Iohannis la mine, au discutat bine în Israel, unde au comemorat împreună Holocaustul și au avut posibilitatea să aibă un șir de discuții. De aceea, nu știu, spiritoare, dacă ar dumneavoastră încercați să vorbiți cetățenilor de la televizor, de fapt nu reprezintă realitatea. Și premierul, de asemenea, este întâmpinat bine în cancelarele europene. De aceea, abia este începutul de an. Prima lună, da, astăzi suntem la finul lunii. E luna moartă, la Moldovie, în prima lună. Ianuarie, ok. Să vedem mai departe, domnule, ce Deacă, se va întâmpla. Haideți veniți-ne în ajutor, pentru că nimeni nu a afirmat în acest studio că suntem o țară care a rupt legăturile diplomatice. Doamne ferește! Dar că niște semnale au fost transmise, eu totuși insist. Vă rog. Da. Eu, în primul rând, vreau să fac o precizare la ceea ce a spus dumneavoastră la începutul emisiunii. Că ne așteaptă o sesiune fierbinte. Eu n-aș vrea să fie fierbinte. Eu aș vrea să fie o sesiune ordinară, unde deputații aleși de acești oameni, de poporul Republicii Moldova, discut între ei. Dar în discuție fierbinte se află adevărul, și caută soluții. Lasă să discute fierbinte în interiorul fracțiunilor și mai departe. Deci Parlamentul nu trebuie să contribuie la înfierbântarea atmosferii în țară. Asta e una. A doilea, noi suntem, iată eu, taman așa m-ați plasat aici, între stânga și dreapta. Am plasat ordinea mandatelor din Parlament. Eu vreau ne-am gândit să vă depărtăm. Eu vreau să vă spun că și unii exagerează și alții exagerează. Noi nu avem relații atât de proaste, nu suntem așa izolați cum poate ar dori opoziția. Dar noi avem de lucru în această sesiune, inclusiv în restabilirea relațiilor bune cu toți vecinii, cu instituțiile europene, cu țările donatoare, țările partenere pentru Republica Moldova. Și din acest punct de vedere, sigur că și Partidul Democrat și-a asumat răspunderea că va fi cu ochii pe guvern și fiecare pas vom urmări. Sigur că noi avem nevoie de un dialog constant cu Bruxelles. Noi avem nevoie de relații bune cu România. Noi avem nevoie de relații bune cu Ucraina. Ia vedeți acum 2 săptămâni ce s-a întâmplat. Asta dovedește că noi în dialogul cu Kievul mai avem unele restanțe. De aceea, următoarea sesiune ar fi foarte bine ca toate partidele. Bun, fiecare o să concentreze și pe prioritățile proprii. Dar noi în general să ne concentrăm pe prioritățile Republicii Moldova. Asta este problema. Asta este nevoia mare a Republicii Moldova. Fiindcă la noi unele partide sunt gata să lupte zi și noapte și să implice toți vecinii noștri. Republica Moldova e țară mică. La care partide vă referiți? Republica, nu vreau să mă refer la nimeni. Noi suntem un partid care încercăm să dialogăm cu toată lumea. Și discutăm și căutăm soluții și mai departe. De aceea, Mircea, această sesiune, toată lumea se gândește, ia uitați-vă, toate mediile vorbesc de alegeri prezidențiale. Alegeri prezidențiale o să fie la toamnă, o să fie în următoarea sesiune. Deci această sesiune, eu văd, colegii mei văd, ca ea să fie una pașnică, să fie una liniștită, fiecare fracțiune să-și aducă aportul la aceea ca lucrurile să meargă mai bine în Republica Moldova. La toamnă, după august, septembrie, atunci lasă partidele să bată pentru alegerile prezidențiale. Dar această sesiune să fie una pașnică și lucrativă. Asta este important. Ca guvernul, care este un guvern pentru toată țara, să muncească zi și noapte și noi să cerem de la guvern rezultate. Nu populisme, nu declarații aprinse, nu chestii de astea ieftine, dar muncă de zi cu zi ca să asigure ceea ce așteaptă oamenii de la guvern.
Dacă tot m-ați provocat și discutați, ați avut o pledorie atât de frumoasă, ce discutați dumneavoastră personal cu președintele Dodon de 2-3 ori în săptămână? De 2-3, nu, o dată în săptămână. O dată în săptămână. O dată în săptămână. La mine e trecut de 2-3 ori în săptămână, nu, și pare să este ori declarația, sigur, iarăși jurnaliștii sunt de vină, au răstălmăcit cumva, noi, da? Noi am votat un guvern, ca să fie clar pentru toată lumea. Noi am votat un guvern, noi nu ne-am ascuns. Noi nu avem o declarație sau un acord semnat de coaliție, cum așa speculează alți colegi. Noi am votat un guvern și vrem ca acest guvern să lucreze. Dar care este funcția președintelui țării? Că eu nu o găsesc. Nu știu prea multă politică. Ce să găsiți? Legătura. Legătura într-o formațiune politică din Parlament cu președintele țării. Eu înțeleg dacă discutați cu domnul Bolea sau cu doamna Greceanu. Da. Dar cu președintele vor... Pardon, Dodon. Da. Învățătorul. Da. 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 Greșeală eu, după Freud. Eu am fost cândva președinte Parlamentului și noi în fiecare luni ne întâlneam președintele țării, prim-ministru, președintele Parlamentului și discutam ce avem de făcut această săptămână. Care-i problema că se întâlnește? Măi, de ce se întâlnește președintele cu prim-ministru? Care-i problema? Problema este că ei se întâlnească, să discute lucruri clare și chestia asta să se vadă în activitatea guvernului. Faptul că se face o bilanță săptămânii, faptul că se trasează careva idei pe săptămâna viitoare. Și noi când venim la această întâlnire, ea durează 40 de minute, o oră. Și noi spunem, uite, săptămâna trecută asta a fost bine, 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 dar asta noi nu suntem de acord, noi vrem ca să fie așa. E o chestie normală. Dar de noi exemplu, am votat un guvern și noi putem răspunde. În guvernarea trecută. Diferența care? Nu știu cum întâlnirile astea noastre cumva așa pe ascuns, vă rușunați de ele. Nu sunt pe ascuns. Noi când eram la guvernare, noi spuneam că ne întâlnim lunea, în format tripartit. Dumneavoastră așa, nu știu cum, și eu v-am spus. Cu gen, păi toți ziariștii au aflat de lucrul ăsta. Dar eu v-am spus. Nu, curaj, nu vă rușunați, întâlniți-vă fiecare luni, după asta ieșiți la briefing și spuneți: am pus starea la cale în cadrul coaliției PD-PSRM și am hotărât asta. Domnule Deacov, da, vă rog. Da, domnule Deacov, eu, dacă, cum să zic, două lucruri. Asta, demagogia probabil că este o artă, pentru că și dacă s-ar restui un premiu dumneavoastră, cu siguranță l-ați lua. Eu cred că nu vă întreb. Da, sunteți un demagog remarcabil și asta nu cu ofensă, dar sunteți așa, cam de 30 de ani, sunteți cel mai mare demagog al acestei țări. Pentru că dumneavoastră, iată ce ați vorbit dumneavoastră astăzi, n-a înțeles nimeni nimic. Trebuie să lucrăm, trebuie să fie liniște, pace, să nu înfierbântăm, să nu aia, să nu cealaltă. Domnul Deacon, noi suntem cea mai săracă țară din Europa. Guvernarea precedentă. Nu ne mândrim. Noi vrem să facem, să salvăm oamenii noștri. De aia și-am votat acele proiecte sociale. Pentru că oamenii noștri mor de foame și pleacă de aici. Au plecat 1 milion de oameni, domnul Deacu. Iar dumneavoastră 30 de ani stați în Parlament. Doi la mână. În afară de faptul că este cea mai săracă țară, este cea mai coruptă. Și dumneavoastră nu vreți să puneți umărul ca să rezolvăm problema miliardului, să rezolvăm problema aeroportului, să rezolvăm problema uzurpării puterii în stat. Dumneavoastră când treceți la președinție acolo, nu călcați în curcanii care i-arunca Chico acolo înainte de a pleca Plahotniuc din țară? Bucurați-vă că Plahotniuc acum apare la toate secțiile de poliție. Haideți să fim, dacă vreți constructivitate, haideți să demonstrăm că vrem să facem ceva cu această țară. Vreți creștere economică cu această corupție? Ce proiecte avem noi economice, ce investiții avem? Nu este țara izolată? De ce s-a asistat finanțarea? De ce România a spus că nu dă bani? De ce Bruxelles a spus că nu dă bani? Sunt niște lucruri care ne dor, pentru că asta nu trebuie să ne mândrim, noi nu suntem mândri de faptul că nu ne dau bani, pentru că au de suferit cetățenii. De aceea ne vom concentra pe proiecte care țin de investiții directe în administrația publică locală și în proiecte pe care le-or face ONG-urile. Și chiar astăzi oamenii de acolo, din vis-a-viul meu, au făcut un training legat de modul cum se scriu aceste proiecte. Pentru că fără a scrie proiecte, fără a bate la ușa Bruxellesului, nu putem face nimic. Noi avem un deficit de 7,7 miliarde. Cum de ați putut vota acest buget? Dumneavoastră l-ați votat și dumneavoastră, domnul Bolea. Noi n-am votat acest buget. Cu 7,7 miliarde. Asta este extraordinar. Și celelalte două. Și ultima replică pentru domnul Bolea. Legat de parteneriatul... O secundă, domnul Bolea. Nu, v-am întrebat, dați-mi voie să vă dau replica, pentru că așa este corect. Deci dumneavoastră ați vorbit despre parteneriatul cu Statele Unite. Eu am participat la acel dialog. La un panel din acel dialog. La două paneluri am participat. La două am participat. Eu știu mai bine, nu? Ați vă explic și la care. Deci,
Statele Unite ne-au spus așa, deci a participat reprezentanța Departamentului de Stat, a participat ambasadorul Hogan și au participat judecători, experți din Statele Unite ale Americii. A fost într-adevăr o discuție foarte serioasă la Ministerul Justiției și ne-a spus, ne ajută, primul palier a fost pe reforma justiției. Noi nu mai putem accepta ca în țara aceasta, această justiție coruptă până în măduva oaselor să rămână în continuare, să fie, trebuie reformată radical. Capital, tot așa cum trebuie reformată și procuratura. Al doilea panel s-a referit la, acolo unde a participat eu, s-a referit la mass media. Deci, reforma justiției și combaterea corupției, al doilea panel a fost legat de mass media, unde s-a discutat despre faptul că mass media trebuie să fie independent și trebuie să fie susținută, inclusiv economic, prin amendările legii și prin obligarea Consiliului Audiovizualului și a Consiliului Concurenței să-și facă datoria. Pentru că și asta tot este o prioritate noastră. Avem acum deja vorbiți votat... despre organizații inexistente în Republica Moldova. Vorbim acum de faptul... Da, cam inexistente. Au votat, apropo, domnul Deacov, ați făcut un lucru bun în 2018 când ați votat legea cu privire la publicitate în prima lectură, dar din păcate s-a uitat de ea. Iată că am vorbit acum, am avut întâlniri cu societatea civilă care mi-a spus că legea este bună, ar mai veni cu niște amendamente. Haideți să votăm la această sesiune. Jurnalismul este dreptul la replică. Palier, haideți da, să le da. Acordăm și totuși. Nu, să închei. Și al treilea palier care a fost acolo și la care am rămas, am participat, a fost cel legat de problematica drepturilor omului în Republica Moldova. Prea multe dosare la CEDO, am rămas acolo pentru că am registrat și acest proiect de lege privind oamenii care au avut de suferit și continuu să aibă de suferit. Au fost arestați câte 6 luni, 2 ani și jumătate au stat oameni de afaceri și nimeni, domnule, că nu venea nimeni în penitenciarul 13 să vorbească cu ei. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat acum, din 2016 încoace. Nu s-a întâmplat, nu a fost în cel puțin socialiștii 1917. Nu erau la guvernare în 2016. Replica, vă rog. Replica. În Parlament, replică nu se dă. Da, nu se dă. Conform regulamentului. Una din problemele mari a Republicii Moldova este... În caz că ceva se închide microfon și așa ceva. Că noi nici de cum nu putem să ne înțelegem că în Republica Moldova este nevoie, ca și în America, ca și în Germania, ca și în Franța, dacă noi vrem să fim. Noi trebuie să avem partide cu biografie, noi trebuie să avem partide cu experiență, noi trebuie să avem partide care văd ce trebuie construit în Republica Moldova. Partidul Democrat, apropo, domnul Vasile nu e în primul partid. El a mai fost în vreo 3-4 partide. Ți-am minte că era pe la Roșca. Iar spuneți minciuni. Noi? Nu minciuni, nu asta e adevărul. Nu am fost niciodată membru. Noi, în toată biografia noastră, am făcut coaliții cu partidele de centru-dreapta. Am făcut cu partidele de centru-dreapta ca să oferim o șansă europeană pentru Republica Moldova. Aduceți-vă aminte. Cine a rupt toate aceste coaliții? Problema este că partidele de dreapta nu pot lucra. Ei sunt născuți să facă mitinguri. Dar cele de stânga? Și, nu, eu nu vorbesc acum de partid, eu vorbesc de partineri. Că noi am vrut să lucrăm, noi dialogăm, ei acum vin la noi dreptul și la replică, hai să ne așezăm, hai să discutăm. Hai, oameni buni! Dacă vreți să discutăm, trebuie să creați conflicții ca să discutați. Iată și la momentul demisiei guvernului. Ei de dimineață până seara răcnesc, ei țipă, ei ăsta, toți la pușcărie, toți. Și după masă vin, știți, hai să facem împreună guvernul. Nu, cum se poate așa? Dacă voi aveți 26 mandate împreună, dacă aveți 26 mandate împreună și vreți să facem ceva în țara asta și vă mai trebuie 30 de mandate, păi fiți buni și găsiți ceva... Ceva ce ne unește. Domnul Bolea are o altă matematică. De aceea, eu propun ca partidele, inclusiv partidele de dreapta, să se învețe, să conlucreze cu... Fiindcă oamenii când îi votează și îi trimit în Parlament, îi trimit, repet a doua oară, îi trimit ca ei să conlucreze. Domnule, dar voturile PD-ului vin la pachet, se zvonește prin târg, acolo sunt disensiuni și nu toate voturile merg... cu Deacov sau cu... Nu, până când la noi e disciplină. Disciplină, avem discuții, avem adică discuții. Sigur că da, e normal să avem discuții. Și eu mă bucur că în comparație cu partidele de dreapta, care ia, uitați-vă, nu pot găsi un candidat la Hâncești. Noi, până când, cu aceste discuții fierbinți câteodată, dar noi când ieșim în public, ieșim cu un numitor comun. Când luăm o decizie care se respectă din toată lumea. Și viitoarea sesiune este foarte importantă și din acest punct de vedere.
Sunt capabili partidele prezente în Parlament să se audă unul pe altul? Sunt capabili partidele care au aceeași viziune să găsească punctele strategice și să concentreze aici? Sau iată, îmblăm cu chestii de astea, cu un proșcat, cu... Domnule, nu poate să nu aflau. 10 minute de emisie directă. V-am spus, un demagog perfect. Eu cred că, nu știu, aia mari din istorie pur și simplu v-ar aplauda. Da. Bravo, domn Deacon. Bravo. Și bucurați-vă, bucurați-vă. Deci, uitați-vă, vreau să fac o declarație pentru toți cetățenii, toată lumea care mă cunoaște. Am fost într-un singur partid. Partidul Național Liberal, în 2000, acolo unde era generalul Costaș, acolo unde era academicianul Borșevici, unde era academicianul Anestiade, academicianul Codru și altă lume. Am fost acolo un an de zile. Nu am fost în partidul lui Iurie Roșca nicio zi și deocamdată încă nu sunt membru la partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Sunt membru a fracțiunii, dar dacă dumneavoastră vreți să fiu, cu siguranță voi fi, pentru că este un partid care mă... Doamna Tauber, ați vorbit cel mai puțin, vă rog mult. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Surdu. Stimați colegi, nu vă supărați, sunteți mai în vârstă, mai cu experiență în politică. Mai bătrâni. Dar n-am spus așa ceva, domnule Bolea, n-am spus, dar vreau să vă rog frumos. Suntem astăzi la o emisiune, la un talk show care, în primul rând... privesc cetățenii noștri și trebuie să vorbim despre lucruri concrete pentru ei. Aș vrea să comentez ceea ce a fost spus până acum, că așa este și în Parlament, din păcate, domnule Surdu, că mai multe partide, fracțiuni, au discuții aprinse despre lucruri care totuși sunt mai mult legate de, eu nu spun că interese personale, dar nu ceea ce este legat de dezvoltarea țării ori proiectelor și inițiativelor pentru oameni. Noi nu suntem de dreapta, fracțiunea Partidului Ușor, nu suntem de stângă, suntem pro-Moldova. Partenerul nostru cel mai important și strategic este poporul Republicii Moldova. Cineva crede altfel despre formațiunea lor? Eu pur și simplu comentez, încerc pe scurt, pentru că, așa cum ați spus dumneavoastră astăzi, am vorbit destul de puțin. Vreau să comentez ceea ce am auzit din partea colegilor, care este poziția noastră și care este viziunea noastră. Eu cred că noi nu trebuie să uităm foarte mult la Rusia ori la Uniunea Europeană. Nu cred că putem să învățăm ceva de la Federația Rusă. E târziu să învățăm ceva de la Europa. Trebuie să creștem economia noastră și aceasta este poziția fracțiunii și partidului politic Șor. Noi am demonstrat în programul nostru care este mecanismul. Mai mult ca atât, mecanismul acesta a fost implementat în modul concret în municipiul Orhei și în comuna Jora de Mijloc, ca exemplu localității rurale. Și nu pot să vă spun, domnule Grosu, că nu este forma foarte rea dacă vorbim despre agricultură, colhoz, pentru că noi am avut succes în dezvoltarea agriculturii în comuna Jora de Mijloc și în raionul Orhei. Sperăm că o să apelăm la această metodă în creșterea economiei Republicii Moldova și sunt și mai multe metode care poate totuși este vorba de altceva, de unirea unor forțe, nu chiar de colhoz. Eu, ceea ce ține de colhoz, am avut în vedere metodele noastre propuse de noi concrete, vorbind despre creșterea economiei. Desigur că vorbim și despre monopolul asupra tuturor produselor care sunt importate și sunt supuse accizelor. Vorbim despre... doamna Tauber. Vorbim satul despre... meu de Baștina nu a avut colhoz, a avut sofoz, de aceea eu nu știu ce înseamnă colhozul. Știu ce înseamnă sofozul. Vorbim despre gospodărie colectivă, sunt modernă, dacă este doriți așa, dar eu cred că generația nu mai în vârstă totuși cunoaște foarte bine ce înseamnă acest cuvânt și mai bine decât părerea noastră, mai bine decât să discutăm iarăși toate relațiile cu parteneri internaționali și să facem observații unul altuia, să vorbim despre creșterea economiei noastre. Eu cred că asta o să fie interesant și spectatorilor care sunt astăzi și vreau să vă spun că domnul Bolea a menționat statul Israel. Noi, liderul nostru, Ilan Șor, a postat pe pagina lui de Facebook concret care sunt rezultate statului Israel în ultimii 30 de ani. De aici, din Moldova, am înțeles. Avem mai mulți indicatori care putem să luăm exemplu de acest stat și trebuie să facem analiză mai profundă dacă statul Israel a avut această posibilitate și
politicienii de acolo au găsit forțele pentru creșterea aceasta a tuturor indicatorilor foarte importanți pentru oameni. Cred că și noi, în primul rând, trebuie să discutăm aici ce înseamnă economie, infrastructură și multe imediat, alte. Au mai rămas doar 5 minute pe care le împărțim absolut egal pentru o concluzie în liniște absolută. Vă rog, începem de la dumneavoastră un minut pe care vă rog să nu interveniți. Vă rog. Da, dacă îmi permiteți, ca și o concluzie. Antivorbitorii mei aici mult au vorbit despre trecut. Mai nimic n-au vorbit despre prezent și absolut deloc n-au abordat viitorul. Ori noi preferăm să vorbim despre prezent, acele probleme care ne confruntăm. Unele situații pozitive care le avem, care alții nu le văd. Da? Și vrem să abordăm și să visăm la un viitor bun și prosper pentru țara noastră. Evident, trebuie să muncim, să muncim mult. Nimeni, absolut nimeni, n-o să vină de peste hotare, de la Bruxelles sau de la Kiev sau de la București, să ne facă reguli la noi în țară. Evident, trebuie să muncim mult și asupra reformei justiției, și asupra luptei cu corupția, și asupra bunăstării care trebuie să o dăm cetățenilor. Există o regulă foarte simplă a economiei, da? Cererea generează oferta. Cine produce sau cine generează această cerere? Omul simplu. Omul consumă bunuri, omul consumă servicii. Pentru aceasta omul, pentru a consuma mai multe bunuri, servicii, să aibă capacitatea să trăiască bine, mulțumesc, are nevoie din timpul de resurse financiare. Și asta trebuie să le dăm cetățenilor de rând, să ridicăm bunăstarea lui. Eu promit că cel puțin emisiunea Bunăseara o să vă țină sub o lupă strictă. Domnule Deacu. Este importantă viitoarea sesiune, este importantă pentru consolidarea atmosferei din Parlament, pentru consolidarea situației din Republica Moldova, dar este importantă din punct de vedere a evoluției noastre pentru a realiza angajamentele față de structurile europene cu care Republica Moldova conlucrează foarte activ ultimii 10-15 ani. De aceea, Partidul Democrat va depune toate eforturile ca să păstrăm acest climat de conlucrare în Parlament. Vom discuta cu toți colegii. Noi această experiență o avem. Este unicul partid care se poziționează în centru și respectă acest deziderat al său. Și vom încerca să oferim mai mult optimism pentru țara moldovenească, fiindcă ura aceasta care domină, lupta aceasta care domină, noi trebuie cumva să liniștim spiritele în țară și să ne apucăm de lucru. Nu există țară care să prospere și să găsească pe baricade. Noi mulțumesc. Această baricadă trebuie să o eliminăm din țară. Principala problemă a țării noastre este faptul că hoții încă nu ajung să fie pedepsiți. Și cel mai bun exemplu, dincolo de Israel, că Israel e bun exemplu prin faptul că acolo și prim-ministri și președinții, dacă calcă strâmb, ajung la pușcărie. Dar noi avem un exemplu și mai bun. România, care printr-un DNA, printr-un procuror de care am vrea și noi să avem parte, din păcate nu avem, a nostru nu-și face treaba. De aceea, cererea și oferta dumneavoastră de care vorbiți, domnul Bolea, nu este valabilă, pentru că cetățeanul nostru pleacă. Pleacă. Dacă ar fi fost cerere și ofertă, ea ar sta pe loc. Ceea ce trebuie să se întâmple ca economia să se dezvolte este ca, într-adevăr, scurt, să fie legea în capul mesei. Și cel care a furat să stea la pușcărie și ceea ce a furat să fie întors oamenilor. Asta trebuie să întâmple. Vă rog. Noi vom continua să elaborăm proiecte de lege. Suntem o fracțiune de oameni care înțeleg ce avem de făcut. Fiecare dintre noi ne specializăm pe proiecte de lege în care suntem competenți. Le vom propune și colegilor noștri și vom fi foarte perseverenți în ceea ce facem și la această sesiune și la celelalte. Este important ca prin produsul nostru legislativ să aibă de câștigat oamenii, să fie în beneficiul oamenilor, indiferent de naționalitate, indiferent de vârsta lor și așa mai departe. Pentru că ceea ce se întâmplă în această societate, în societatea noastră, în Republica noastră, este foarte, foarte grav. Închei, foarte, foarte repede. Din păcate, noi avem un guvern necompetent. Nu vom aștepta să vină, așa cum a spus domnul Deacu, să vină ei cu proiectele lor de lege. Le vom face noi, le vom propune noi și le vom vota în Parlament împreună cu ceilalți deputați, responsabili pentru destinele acestei țări.
Astăzi am auzit foarte mult critică unii față de alții. Aș vrea să spun că în sesiunea care vine dorim și apelăm la colegii noștri să rămânem cu mai puțină critică, dar cu mai multe fapte. Noi ne mândrim cu rezultatele chiar și anului 2019, deși a fost un an destul de complicat pentru noi, cu presiuni și mai multe, multe alte evenimente. Noi, la nivelul local și în municipiul Orhei și în alte 42 de primării, am avut ocazia să mergem după programul nostru. Da, desigur că e păcat că până acum nu avem posibilitate, că ceea ce se întâmplă în municipiul Orhei, și cred că toată lumea este de acord că ar fi bine așa să fie la nivel central, să fie implementat în realitate în Republica Moldova. Mulțumesc! Și sper că colegii o să ne susțină. Vă mulțumesc tuturor dumneavoastră că ați asistat la prima emisiune Bună Seara, la un fel de botez al nostru în nou sezon. A fost Bună Seara, să vă simțiți bine oriunde vă aflați. Ne revedem vinerea viitoare. Bună seara!